Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascende, nodul nord în taur, etalare pentru septembrie sau mai bine zis 15 septembrie, 15 octombrie, dar poate deja începe să se manifeste, a început deja să se manifeste. După cum vedeți, am deja lângă mine o asistentă, este Melin, pisicuța mea cea mai empatică și în spatele meu este Capi care zace încă bolnav după un accident, nu știu exact dacă mașina sau cineva l-a lovit și a spart bazinul. În fine, mai e și Mura care uh, și a vine cu energiile benefice și mă susține prin tot ce fac. Uh, din partea Îngerilor, ați primit un mesaj special pentru septembrie: Cristale. Cristalele țin, evident, de vindecare. Poate conexiunea voastră cu cristalele, cu agatele, cu ce mai alte pietre, este un canal prin care vă puteți în, uh, vindeca energia. Unii dintre voi sunteți... Uh, sfătuit să vă faceți rost de niște cristale. Nu o să ai ametis, puteți, puteți orice altceva. Și cristalele acestea includ și eventual bijuterii cu cristale, da? Cum avem și noi și poate că și voi aveți bijuterile voastre, dar puteți să vă mai adăugați. La capătul setului de cărți aveți consiliere și body work. Trebuie să... body work. Trebuie să lucrați cu corpul vostru, din niște motive, eventual trebuie să vă antrenați un pic aripile în această transformare prin care majoritatea trecem și într-o vindecare pe care trebuie să o eventual accelerați sau să o susțineți și prin alte tratamente. Acum că vindecare sufletească, spirituală sau chiar trupească, prin acest fitness, poate, ar trebui chiar și trupul, știți, e mensana sano, un corp sănătos într-un. Uh, o minte sănătoasă într-un corp sănătos și nu doar minte, ci și suflet și spirit. Încercați să, lucra, să vă lucrați, să crește, să vă vindecați pe mai multe planuri. Eventual, într-un plan care ține de subtil, de psihologic, de sufletesc, într-un plan sufletesc ar trebui să aveți o consiliere, să aveți pe cineva cu care vă um, cu care discutați și vă sfătuiți. O persoană care e empatică, vă spune cuvinte Înțelepte, eventual, vă ascultă cu grijă și vă susține, vă direcționează. Dacă voi sunteți în măsură să-i direcționați pe alții, cu atât mai bine. Depinde de la taur la taur, depinde de fiecare, de cât de mult a lucrat în creșterea sa spirituală. Acum, ce a vrut să se arate trei de bute în mod special, o călătorie sau călătorii, călătorii scurte, trei de bute nu vorbește atât de mult despre casa treia pentru mine, de călătorii îndepărtate, da, chiar dacă e peste o apă, dar sunt călătorii apropiate, drumuri, drumuri, așteptări, eventual așteptări de la oameni, așteptări de la voi, dar această așteptare să fie în speranță, în sensul că Încercați să vedeți partea bună a lucrurilor. După trei a urmat doi. În această așteptare să nu stați pur și simplu, ci să vă plănuiți viața. Acum amândouă merg mână-mână, 2 cu, 3, 2 cu 3, 32, poate aveți interesant, 32 vârsta unora, sau 23, pe 23 ar putea să fie ceva. Însă, trecând peste acest mesaj care a venit spontan, plănuiți-vă viața, încercați să călătoriți mai mult, să ieșiți dintr-o perioadă de stagnare. În timp ce am amestecat, am văzut 10 de băte, semn de foc, dar nu obligatoriu, poate să fie o relație de lungă durată, un job obositor sau o relație epuizantă, pentru unii o situație epuizantă. Și ce am mai văzut, justiția, justiția care uh, strică către dreptate, către echilibru, către apropo de vindecare, da? să vă vindecați într-o anumită într-un anumit departament al vieții voastre. Oricum aveți planuri, poate faceți drumuri ca să construiți ceva ce va crește în timp. Va crește în timp cu răbdare. Interesant și aici se vedeți? Și aici cineva ține un glob, și aici cineva ține un glob includeți în aceste planuri și în construcția voastră viitoare um, noțiuni care țin de cristalizare și de conectare cu energiile superioare. Cei care vreți, evident. În plus, am mai arătat îndrăgostiții și în spate, dragii mei, în spatele acestor îndrăgostiți diavolul. O relație intoxicantă de frumoasă pentru unii, uh -huh. atrăgătoare. Atrăgătoare. Obsedantă, obsedantă. Pe de o parte, uneori aveți impresia că îngerii v-au adus împreună, pe de, part, pe, de, pe de altă parte, în anumite momente, când sunteți despărțiți de aceste drumuri și când sunteți în așteptare, um, aveți impresia că însuși diavolul este în... Uh, se întrupează într-unul dintre voi atâta pasiune, poate să existe între voi doi. Dar mai există și varianta că aveți de ales între eliberare, o nouă direcție plină de speranță, de creștere, potențial de creștere și să vă eliberați de o relație toxică, cum am zis mai devreme, prin justiție, să vă eliberați de karmă ca să vă atrage sufletul pereche și, eu știu, flacărea geamănă. Ia uite, trei de spade, da, dezamăgire, depresii, zece de spade, Regele de spade un personaj uh, prea rațional sau mai puțin implicat a fost în viața voastră și acest personaj nu zic s-ai uh, bărbat, că regele de spade poate să fie și o femeie, evident, și nici nu să ai de aer. Pentru unii un personaj care a fost mai rece, mai distant, mai puțin implicat, eventual mental, rațional, nu, nu ați abordat relația și din alte perspective. Hai să mai amestecăm cărțile. Da, uf, ia uite, patru de monede. Taur, apropo de taur, da? Țineți, apropo de cristale, țineți la, la principiile voastre, dar nu într-un mod absurd, ci păstrați-vă totuși... Dacă ar fi să vă protejați inima, nu vă protejați doar de bani. Conectați-vă la aceste cristale, apropo de pământ și de, de materie. Există și... Materia se... Cum să formulez? Poate să aibă vibrație înaltă sau joasă, în funcție de, de cum o folosim și în funcție de noi, da? Încercați, dacă banii, vă simțiți mai protejați de bani, să nu ajungeți dependenți de ei. Dacă țineți la cineva, să nu creați această senzație de obsesie, de dependență. Și totuși, țineți la principiile voastre, tauri. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în tau, 15 septembrie, 15 octombrie, central. Valetul de cap, de cupe. Nevoia, apropo de consiliere, nevoia de a vorbi despre probleme care țin de suflet, de a împărtăși emoțiile. Poate un semn de apă în sufletul unora, dar nu e obligatoriu să fie semn de apă. Sunt niște sentimente care acum încep să se nască și posibil în timp să devină profunde. Vedem valetul de cupe, valetul de cupe provocat de 8 de băte, de distanță, de călătorii, cum am văzut mai devreme, eventual de acel 3 de băte la capătul setului de cărți, 10 de monede. Cândva a fost o relație de lungă durată, dar am senzația că unii ați încheiat această relație de lungă durată. Pe de altă parte, a voastră, a lor, a X-ului, a X-ei, nu mai contează. Dar 10 de monede este și dorința voastră, tipic semnul de pământ, de a crea ceva stabil. Când a mers cu cineva, dați-vă șansa să meargă cu altă persoană, altă persoană. Ia uite, întregostiți În ultima vreme v-ați întregostit taurilor sau chiar dacă nu e vorba de dragoste, deși eu aș vrea să fie vorba și de dragoste, este nevoia de a alege. Da tot în dragoste, tot parteneri. Parteneri cu care puteți crește, pentru că este o carte foarte optimistă, puteți să mergeți mai departe, da. Nu stați pe loc în această creștere și în această stabilitate financiară pe care o, o construiți, ci o construiți într-un mod dinamic. Ia uite, în viitor trei de spade. Vedem, ar putea să fie cineva din trecut sau să vă mai aduceți aminte de niște decepții. Această rană să mai vibreze și în viitor. În acest motiv i s-a zis să vă... Să, să... vă faceți timp să vorbiți cu cineva despre această traumă, de această decepție, da? Eventual cu o apropo de monede, lucrând cu cristalele. 8 înseamnă și transformare, 8 de monede în prezent. În prezent lucrați, să zicem că lucrați. Lucrați ca să vă transformați. Este una dintre căsele pe care le ador pentru că reprezintă alchimie sufletească. Este focul interior da, pe care îl transformăm în reușite diverse în viața noastră. Aveți 2 de 8. Posibil de prin august ceva mai special se întâmplă. Au început să se întâmple de fapt. Dar o să clarific. Dacă vă concentra, concentrați doar pe muncă și nevoia de stabilitate, să nu fiți dezamăgiți, să nu vă. Să nu lăsați rana cea veche nevindecată. În prezent, șapte de, de fapt, sfatul este șapte de spade. Hm. Varianta cea mai bună a acestei cărți ar fi o strategie în felul în care vă transformați viața, în care vă câștigați, vă recâștigați eventual stabilitatea. Întrăgostiți în acest context poate să reprezinte și o colaborare cu cineva. Da? O colaborare, niște drumuri la distanță pentru a construi ceva. Poate fi și în business, evident. Poate pentru unii acest business să țină de casă, de casa cuiva, să vă faceți acasă, acest business, deși nu e obligatoriu. Însă, ca și sfat, varianta cea mai bună a acestui șapte de spade înseamnă strategii. Să fiți atenți cum veniți și plecați în așa fel încât să construiți și să nu vă irosiți energia, gândurile, potențialul în prea multe drumuri șapte de cupe în exterior. Aveți totuși un semn de apă care vă influențează. Ori vă creează confuzie, ori ei, au, ori ei visează la voi șapte de cupe, valetul de cupe. Evident că nu e obligatoriu să fie semn de apă, dar cineva care visează la voi. Pentru că regăsesc această cupă și aceste cupe și în, în inima voastră. Dacă, nu că dacă, sigur, pentru unii este distanță între voi, din cauza acestei distanțe, care ar putea să fie mai mare decât câteva orașe, pentru unii poate să fie o distanță peste hotare, totuși e 8 de bute, da? nu e 3. Din cauza acestei distanțe, să fiți puși să alegeți, să fiți puși să vă concentrați pe muncă și nu pe, eu știu, materializarea viselor din cauza acestei distanțe să visați unul la celălalt, să fie nevoie să vorbiți tot timpul despre sentimente, să le mărturisiți ca să nu uitați că vă iubiți, să nu se ducă relația, să nu se ducă pasiunea. Hmm. De ce vă este teamă de putere? Puterea, probabil de luptele de ego cuiva, cuiva din trecut, cum am văzut mai devreme, 10 de. Hmm, ce era de băte, 10 de spade. În trecut ați avut pe cineva foarte egoist, foarte mândru, foarte impulsiv, cu care v-ați tot luptat și v-a adus aceste dezamăgiri. Aici, dacă mai încearcă acest personaj să mai apară într-o formă sau alta, să comunice cu voi, mare grijă, fiți inteligenți, fiți tacticieni, aveți grijă cum vă alegeți cuvintele, eventual cum îi blocați cu grijă ca să nu creeți, creați drame și spectacole de nedorit. Ce vă doriți? Ia uite, asul de băte? Pot să pun pe Merlin? Da, eu zic că pot. Deocamdată nu se supără, aici doarme, da? Somnușor, Merlin. Eventual ne transmiți energie de acolo de unde ești tu, din alte dimensiuni. Unde ți-e sufletelul și mintea. Deci, ce vă doriți? Zece de băte. Energie să munciți. Energie să faceți aceste drumuri pentru colaborările și construcțiile financiare pe care vi le doriți. Energie și pasiune să se materializeze o legătură emoțională care deocamdată e mai degrabă ideală sau e pare un vis. Vreți să fie un pic mai mult, așa simt. Ce reușiți să faceți? Patru de monede revine. Să țineți la ceea ce ați acumulat până acum. Patru de monede. Ia să vedem. Ah, ce frumos patru! Țineți la ce aveți ca să puteți atrage o relație de lungă durată, un, eu știu, o susținere financiară din, din partea cuiva dacă știți să vă promovați șapte de spade afacerea. Ideea ideea, vreți o idee înăstrușnică în afaceri eventual, vreți ceva ce n-au mai făcut ații, tocmai ca să sporiți, da? Aici avem 8, urmează 9, ar fi acea cea susținere financiară și energetică și inspirație de care aveți nevoie ca să, în timp, să ajungeți la 9, să vă creați independență. Acum, Ia uite, judecata, vrei să renaște, și voi, ia uite, trei ași, dar bine, aceștia asul de spate, să zic, ar fi mai spre octombrie. Vrei să renașteți, în adevăr, în dreptate, apropo de justiție, da, sunt cărți frumoase. Vrei să renașteți, însă aveți nevoie de o strategie, da? Trebuie să fiți isteți în abordarea acestei noi direcții. La capătul setului de cărți, 8 de Spade, doi de băte, patru de cupe. Ia uite, justiția a fost o nedreptate. Ori v-ați separat de cineva. Ia uite câte cărți au apărut. Ia uite. A fost o relație toxică de care la, cine unul dintre voi nu s-a putut sau nu se poate încă detașa emoțional. Și aici este tristețea și nedreptatea. Hmm. Regele de monede. Poate soțul, un soț, un fost soț, actual soț. Nu e obligatoriu. Sunteți voi lângă un semn de foc. Voi știți ce poate să însemne acest semn de foc. Că o fi fost pasiune, o fi fost pasiune, dar la un moment dat lucrurile -au, in... au devenit toxice din niște motive. Mândrie, am văzut aici, da? La această putere. Mândi, mândrie, ambiție, lipsa de implicare, egoism, da, multe, adicții, poate, dependență de băutură, de țigări, de distracții, de cheltuieli, sunt multe, da? În acest motiv apar, după diavol, 8 de cupe și 9 de cupe invers și justiția invers. O relație care n-a fost dreaptă, n-a fost corectă, a fost dezechilibrată pentru voi. Dezechilibrantă, și uite așa s-a ajuns la lacrim, poate și triunghiuri amoroase pentru unii și ați fost puși în situația în care să alegeți să mergeți mai departe, să vă reconstruiți viața. A capătul setului de cărți, că sunteți voi, că e personajul de care vă separați, blocat, nu-i vine să creadă cum puteți să plecați, poate să fie cineva, da? Nu e obligatoriu semn de aer, dar cineva cu marcaj, o o fixație pe, acest, pe mercurul lor, pe luna lor, pe felul în care gândesc, doamne, cum a putut taurul să plece? Cum poate? Că poate să fie și la job, da? Iar 8, al treilea 8, mi-aduc aminte că tot așa vreo trei cărți cu numărul 8 au apărut și la Zodia Leului, dacă are legătură, că avem totuși aici un leu. Fecioară, leu, poate să fie un cuplu, Doi oameni, o persoană în zodia fecioare, o persoană în zodia leului cu care v-ați tot luptat. Da? Pot să fie două persoane, doi prieteni, soț și soție, părinții voștri, oricine poate fi acest cuplu, da? Oricine. Ideea este că v-ați sătura de aceste lupte. Iar al patrulea opt, dacă stau să observ, da? Al patrulea opt. Și iar, mi-aduc aminte că titlul la zodia leului a fost 8 top, 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 da? Și voi treceți prin situații asemănătoare, sunteți și semn fix și evident. Quadratura dintre leu și taur, uranusul din, din taur, afectează într-un fel sau altul casa voastră a leului. Hm. Da, da, da. Pentru că acest, această poziție, acest șapte de spate, este în poziția sfatului, nu aș spune nu aș interpreta-o ca fiind un semn de aer. Dar dacă aveți pe cineva care știți că este istet și știți că vine, pleacă, într-un anumit, cred că mai degrabă, context de business, sau chiar dacă vă este cunoștință, prieten, și știți că are un job peste, nu știu, la distanță și casa într-o altă locație, da? vine, pleacă, vine, pleacă, învățați eu știu, ceva de la ei, pentru că e un sfat, aici este un sfat, aveți ceva de învățat. Casa poate să fie într-un loc și job în altă parte. Dar să vă alegeți drumurile, colaborările, da, sunt multe lucruri de învățat de la toți, până la urmă, dacă stăm să ne gândim, nu? Așa, ca și sfat. Evident că sfatul nu înseamnă să mințiți, niciodată nu este indicat să nu este de bun augur minciuna, deci nu o putem interpreta așa. Clarificăm totuși. Hai să vedem. Valetul de cupe pentru tauri în sufletul taurilor. Integrare. Iar eu când am făcut această carte am integrat elementul apă și foc, emoții și energie. Cum aveți și voi aici, central aveți emoții, vă doriți energie. Când am făcut lucrarea, m-am gândit la Zodia Scorpionului și Zodia Berbecului, am guvernate de Marte, de felul în care iar Marte, băte, felul în care acționăm, da? Trebuie să integrați ceva, pasiunea și emoția ca să puteți construi. Pentru că pământ fără apă nu poate fi modelat, dar și fără foc nu poate. Lutul acela nu, nu rezistă în timp. Trebuie trecut prin foc lutul ca să rămână, să aibă rezistență, da? Și cărămida și orice, orice. Integrați și pasiunea și emoțiile în viața voastră, eventual în comunicarea pe care, aveți de, pe care o aveți de manifestat cu cineva. Clarificăm 8 de băte. Asta vreau să fie. A, ah, 8 de bâte mi-a apărut regele de monede, care încă este sub forma lui Joker, încă nu l-am scos. Regele de monede, da, regele de monede reprezintă zodia taurului sau o persoană stabilă financiar, cu o poziție financiară destul de bună, căpătată prin, nu prin moșteniri, ci prin strădanii personale, profesionale. Deci, dacă aveți de făcut niște drumuri ca să creșteți financiar, integrați în această creștere și transformare financiară ce am zis mai devreme și pasiunea și emoțiile. Adică, ideea este să faceți lucru cu pasiune. Atât timp când nu faceți un job cu pasiune, că tot am văzut, am văzut mai devreme 10 de băte și justiția, care 10 de băte poate să fie un job epuizant, se va ajunge mai devreme în postura în care trebuie să rupeți contractul. Dar, ca să aveți, să creați ceva durabil și independența pe care mulți ne dorim, da? trebuie să facem lucrurile cu pasiune. Acum, dacă este un personaj cu experiență financiară, cu care comunicați online, în mod special, la telefon, nu e chiar lângă voi, cum am zis mai devreme, nu e lângă voi și trebuie să facă drumuri între voi și job, între casa lor și job, învățați ceva de la acest personaj. Aici e o provocare. la capăt. Da, e magnetism între voi, îi atrageți, Șase de cupe, poate să fie acest personaj, asul de băte, de monede, șase de cupe. Este un personaj, acesta de la distanță, cu care vă știți ori din copilărie, ori din altă viață și v-ați întâlnit casă. V-ați atras, magnetismul magnetismul acesta, atracția este și fizică, dar este și lecție. Ca să vă susțină în această transformare financiară, în reconstrucția voastră, după o separare. Clarificăm întrebăstitii pentru tauri. Aute vocea. Vocea interioară vă spune să, să alegeți din suflet, nu din rațiuni financiare. Eventual, v-ați îndrăgostit de cineva care are o voce specială, frumoasă, sau chiar dacă nu e vorba de o voce muzicală, musai, acea voce a acestui personaj are o vibrație specială care manifestă eventual, uh, manifestă în realitate ceea ce spune. Așa da? simt, așa simt voce. da, Regina de inim, vorbește acest personaj de care v-ați îndrăgostit ori, iar Regina de inim sau de cupe, nu e obligatoriu să fie semn de apă, dar vorbește sufletului vostru, sufletul vostru îi înțelege apropo de consiliere și de discuția de la suflet la suflet, da? Iar 8 de monede acum povestea se schimbă un pic, da? Dar, se schimbă deocamdată văd că în bine, 8 de monede a fost clarificat de regele de uh, foc Iar acea inspirație, acea energie specială de care aveți nevoie ca să transformați, să vă transformați prezentul, de focul acesta care e în spate, l-ați văzut? E un foc. Eventual, am zis de atâtea, de multe ori, regele de, de foc reprezintă pe mine, pentru mine întreprinzătorul creativ. Creativ. Cel care are un business creativ și care face bani are autoritate, are putere și financiară și energetică, dar are ceva creativ aici. Este integrați creativitatea în ceea ce faceți. Iar regele de foc poate să reprezinte pasiunea pe care o puneți voi în muncă în această perioadă se va manifesta în timp, în bine. Dorința de a fi de a fi patronii voștri, de a vă conduce viața după legile voastre. E o energie masculină și ob de monede și regele de, de foc care se manifestă în această perioadă în viața multora dintre voi, chiar dacă sunteți doamne, energie masculină, activă, asta înseamnă. Pe de altă parte, dorința să o luați de la zero. Poate, repet, să fie și în business, să faceți un business sau să... O parte din business vostru are nevoie de un departament nou, creativ, care să vină cu un șoc. Ceva ce nu s-a făcut în localitatea respectivă sau în domeniul respectiv sau dacă s-a făcut, făcut foarte rar. Voi veniți cu o idee. Aici o chestie scripicioasă. Nu scripicioasă. Înțelegeți. Interesantă, inovatoare. Clarificăm șapte de spade ca și sfat. Pentru tauri, șapte de spade apropo de strategie de promovare, șapte de spade. Șapte de spade pentru sfat. chiar rog frumos pentru tauri. În această perioadă, 5, 6, 15, iată, 6 și 7. Hmm. 6 și 7, e un vis. Detașați-vă de vise, de iluzii, de impresii, de cei care v-au păcălit până acum. Dacă au fost oameni care v-au păcălit, v-au propus afaceri sau colaborări sau parteneriate amoroase, detașați-vă de ei acum și învățați de la ei integrați, am zis, integrați. Uh, nu știu, ceva. De la oricine avem ceva de învățat bun. Hmm? Avem ceva bun de învățat de la oricine, chiar de la cei care uh, ne-au mințit sau ne-au jucat într-un anume fel, dar 6 și 7 e bine că e detașare și în poziție normală. 6. Mergeți Mai. Către... Aici este 3 de, 6 de spade a fost clarificat de 3 de spade. Aici este. Și 3 de spade revine în viitor. Aici este. Detașați-vă de cei care s-au au, au, -au jucat mental cu voi. Nu mai spade, nu mai minte. Cineva folosește mintea în scopuri uh, injuste, cum am văzut mai devreme, justiția invers. Nedrepte. Uh, Detașați-vă de ei, mergeți către lumină. Aici am pus alb, special, mergeți către lumină. Și ar aici apar două băte într-un fel sau altul. Alegeți lumina, lăsați în urmă jocurile mentale, pentru că aveți energie, aveți creativitate, nu aveți nevoie de jocuri mentale. Strategia în, uh, și strategia de, și publicitatea, Știți că unor este agresivă, da? Abordați, eu știu, business pe care vreți să-l faceți, felul în care îl promovați într-un mod... Trebuie să-l promovați într-un mod elegant, esteți nu intoxicant, nu presant, apropo de șapte de spate, da? În business. Așa văd situația. Genul ăla de, de publicitate, ne apar pe e mail ați văzut și voi, pe e-mail diferite scrisori de la nu știu ce firme care își promovează. Dar de unde au ei e nostru? Știți, e o, e o abordare foarte agresivă. Puteți să creșteți elegant dacă integrați corect niște elemente. Eventual, interesant, cu vocea și îndrăgostiții, pentru cei care știți să manifestați, trebuie să vă folosiți vocea într-un anume fel ca să vă atrageți, sufletul pereche, flacăra geamănă, colaborările armonioase. Îndrăgostiți înseamnă și colaborare, da? Iar la capătul de setului de cărți, aici la spate s-a oprit la magician și la viziune. Aveți viziune, iau te și asul de spate, fiți îndreptate. Da? Fiți în trezire spirituală, în vibrație înaltă, fiți îndreptate și aveți viziune despre ceea ce vreți să manifestați. Da? Și pentru asta trebuie să vă detașați de niște oameni care au tendința să joace, să rănească, să, să producă această dezamăgire. Nu zi mus ai semn de aer, dar. Mie indiferent cu cine vorbiți voi, ideea este că întotdeauna lucrurile care sunt corecte se manifestă în timp mai bine, da? Și uh, nu, nu ne atragem karmă, ci darmă. Clarificăm, te rog frumos, șapte de cupe, exterior, influență exterioară, șapte de cupe pentru taura și taurițe, șapte de cupe. Mm, sunt multe. Un personaj cu care v-ați întâlnit într mod neașteptat, am văzut turne, șapte de cupe, influență exterioară pentru taur și taurițe, șapte de cupe. Mm, mm, mm place că Melinie linie cu minte, după cum vedeți. Doarme sau eu știu ce face. Dar nu ne deranjează șapte de cupe. Ia să vedem. Ia uite, faetonul. semnul oracului pentru unii, dar șapte de cupe faetonul a venit invers. Nu poate să vină înspre voi. Poate să fie personajul acesta de la distanță despre care am vorbit. Dați în urmă. dar Care nu poate să vină și din cauza că nu poate să vină visează la voi atunci trebuie să integrați pasiunea, emoțiile, să comunicați despre ele ca să vă mențineți legătura asta, da? Să creați stabilitatea chiar și la distanță, eventual, da? Ca să puteți concepe. Mm. Uh. Mai dăm o carte pentru acești șapte de cupe. A venit soarele, dar invers. Personajul acesta e un pic cam trist, că nu poate să vină, nu poate să manifeste. Soarele este invers. Da. 5 de de spade, probabil că sunt niște conflicte. Au o situație toxică, niște chestii destul de dure de rezolvat în viața lor personală, despre care știți sau nu știți. Clarificăm asul de băte. În poziția dorințelor, nu mă mai interesează foarte mult această putere. Am zis, putere, lupta pentru putere A unora. Clarificăm asul de băte. Poziția dorințelor pentru tăura și tăurițe. Masul de băte. Vreți oameni intenși, dar nu orgolioși. Vreți oameni puternici, dar nu mândri, excesiv de mândri, da? Vreți oameni pasionali, dar nu uh, intoxicanți în sensul de obsedați, da? Aici este poziția acestei puteri în, în Ia uite, vreți să concepeți ceva nou, aici este, vreți să concepeți ceva nou și aveți nevoie de ajutor, vedeți cartea, aveți nevoie de ajutor și ajutor divin, dar și un ajutor practic, da? Vreți să concepeți, încă nu ați conceput nici afacerea, nici acel ceva, nici relația aceea specială. Pentru unii, este o pasiune care acum se naște, draga mea, Merlin, o pasiune care acum se naște. Magnetism puternic între voi doi. Taurul, da? Marle Preot și 5 de uh, monede. Personaje, personajul acesta, dacă e, e vorba de un personaj, am zis, vă poate ajuta financiar, dar, uh, v-am zis, nu e doar magnetism, este și susținere reciprocă, cel puțin o perioadă până vă găsiți, vă creați independența sau ceva. Uh, vă găsiți calea, eventual, profesională pentru unii, așa simt. Clarificăm, sunt foarte curioasă, ce acest trei de spade în viitor? Clarificăm trei de spade în viitor. De deci ce apare acest trei de spade în viitor? Hmm. Reprezintă acest 3 de spade în viitor pentru tauri? Clarificăm 3 de spade în viitor. Pentru tauri și taurița. 3 de spade. Clarificăm 3 de spade. Uf! 8 de monede. Interesant. Și valetul de monede. 8 de monede apare și aici. Mare grijă dacă aveți o relație la locul de muncă cu un șef, să nu... Da? 8 de monede apare iar aici. 3 de spade și comunicarea. Puteți să fiți voi valetul de monede în acest context și dezamăgirea. Dacă mare grijă, -i. Eu vă zic, v-aș fi zis și dacă nu apărea în cărți, dacă ar fi să mă da, întrebați ce sfaturi v-aș da așa în general la locul de muncă, v-aș spune, nu vă încurcați cu colegii sau cu șefii, da? Mare grijă. Pentru unii. Acum, pentru alții. Prințesa de Valetul de Monede e o carte pozitivă și 8 și cu 1 aduce 9 și văd un as de văz, văz, un as de monede în viitor. O susținere, un început, o susținere financiară din partea cuiva, un dar de bani sau un început practic. Dacă e vorba de afacere, e bine. Eremitul. La capătul setului de cărți e Eremitul, care caută lumina în întuneric. Hmm. Care trece printr-o perioadă grea. Noaptea întunecoasă a sufletului, da? Că sunt și nopți luminoase, mai ales cele de lună plină. Um. Pentru unele, am senzația că mesajul e pentru Doamne. Că poate nu întâmplător, aici valeții sunt Doamne în aceste de cărți, prințese. Pentru unele, Doamne, există o dezamăgire la locul de muncă, care încă... Dar știți, dezamăgirea aceasta vă, vă fac mai ambițioase să deveniți 8 și cu 1 9 independente. Și dacă vă concentrați pe această dorință și să descoperiți în voi sursa de energie, de inspirație, creativitatea ca să aplicați această idee în viața voastră, este pomeni, Știți cum e? Un șut în fund, un pas înainte, așa se zice. Avem noi o vorbă românească, da? Dacă... Și văd că, văd că au fost dezamăgeri de care trebuie să vă detașați, da? Învățați de acolo, da? Dacă au fost la locul de muncă oameni care v-au dezamăgit, învățați eventual din strategia lor. Totuși, opt de monede e de bine, e la locul de muncă. Dacă valetul de, de monede studiază atent ceea ce vrea să construiască, dacă nu studiați atent ceea ce vreți să construiți, s-ar putea să ajunge să vă dărâmați construcția. Din acest motiv zic eu, fiți atenți, căutați aveți antenele întinse, integrați. Hai totuși, mai dăm o carte pentru acest trei de spade. Hmm. Trei de spade. Ce-ar vrea să zic? Acest trei de spade. În viitor pentru Tau și taurițe. Tot pământ, pământ, pământ. Alt element de pământ. Pentru că sunt trei cărți de pământ care explică acest trei de spade. Eu simt că dacă nu integrați, cum am zis mai devreme, central aveți emoții, dacă nu integrați aceste elemente, emoție și pasiune și inspirație, creativitate, inovativitate în ceea ce vreți să faceți, nu doar nu faceți și în viața voastră și în relațiile voastre, dacă vă gândiți doar la stabilitate, o să fiți iar dezamăgiți în viitor. Deci, transformați-vă, folosiți acest foc ca să creșteți. Da? Sunt prea multe cărți de pământ care explic acest trei de spade. Eu așa simt. Acum, uite, nouă de spade. Poate cineva un semn de aer pentru unii care suferă văzând că vă reconstruiți. Asta este să le fie de bine. Văzând că luptați pentru integrarea voastră în societate profesională, sentimentală, vreți să vă refaceți viața. Și probabil că ei, ei suferă pentru unii. Nu obligatoriu, vedeți. Dar repet, nu uitați, avem și aici și apă și foc, da? Foc bine, e lună, nu e soare, dar totuși e un roșu. Poate nu întâmplător. Integrați ca să puteți să creșteți în armonie. Altfel, răm lucrurile rămân ca o stâncă și nu ne dorim să construim stânci, ci un pământ mai verde, da? O lume mai verde. Clarificăm patru de monede ca și reușită ce reușiți în această perioadă, la sfârșitul perioadei să faceți patru de monede pentru tauri. Patru de monede reprezintă zodia taurului într-o formă sau alta pentru că eu o persoană strictă, fixă, voi fi în zodii fixe. Dar... Patru de monede. Hai să vedem alte detalii legate de această carte. Patru de monede, energie Dină. clarificăm Patru de monede pentru tauri și taurițe. Patru de monede. Ah. Regina de foc. Interesant. Și aveți și regele de foc. Și asul de spade. Țineți, la, țineți foarte mult să începeți! Cum am zis mai devreme, Măi, poate vă întâlniți cu flacăra voastră geamă în unii dintre voi. Că aveți patru de băte, aveți regina de foc și regele de foc. Și pentru mine, taurii sunt, într-un fel sau altul, de foc, pentru că sunt destul de pasionali, în general, nu? Țineți la un personaj față de care aveți această atracție deosebită un personaj puternic, inspirant, da? Poate să fie chiar acest as de băte, sunteți la început de relație și nu mă fixez musai pe, pe zodii și pe felul în care se manifestă omul în sine, da? Acest vreți, țineți foarte mult să se manifeste dreptate în, în, în lumea pe care o creați, pentru că regina de, de foc este creatoare, este magică și avem aici o, o pisicuță care ne asistă, Da, dar magia, creativitatea, succesul pe care vreți să-l creați trebuie să fie îndreptate. Da, în momentul în care va fi îndreptate pentru că să îți nedreptăți și dezamăgiri, atunci se va manifesta și valoarea acestei creații, o valoare de lung, pe termen lung care doi noi care rezistă în pofida crizelor care vin. Da, bine, știu că citesc altfel, dar bănuiesc că de-aia și ascultați pentru că citesc altfel, da? Însă cărțile arată... Ia, a, uite, interesant. Undeva s-au aruncat așa deoparte, nu știu dacă acum sau când, împărăteasa șase de cupe și asul de cupe. Da. În momentul în care țineți la principiile voastre, că patru de monede înseamnă principii pentru mine... Și va acoperiți sufletul, nu cu bani, cât cu lucruri de valoare, ca tu vorbi de valoare și sper că ați înțeles ce am spus, da? Și în momentul în care reușiți să faceți, și am zis mai devreme, să creați o nouă lume în adevăr și în... Adică... Și în pasiune, atunci se manifestă, repet, valoarea și atunci veți atrage și dragostea unui suflet pereche sau începe, veți simți. Măi, aveți deja, oh, deja toate, toți ași, asul de bute, asul de monede, asul de spade, asul de cupe. Sunteți pe cale să manifestați un suflet pereche și să vă manifestați abundență cu acest suflet pereche. Dar, ca să nu repet, cam am tendința asta să repet de prea multe ori, reascultați ce am spus și la patru de monede și la integrare și la regele de cupe și de cupe de, poate o fi de cupe, regele de foc și opt de monede, da? Ascultați anumite detalii ca să vedeți cum puteți să vă atrageți, ca aici este, vocea de fapt este cea care atrage. Da, Cam atât. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituale, numai bine, papa. Pa.